Salutare! Numele meu este Narcis. Voi arăta în acest video cum se schimbă becul farului din față la Chevrolet Spark. Farul are două șuruburi de prindere cu cap hexagonal pe care le voi scoate acum cu o cheie tubulară de 10 mm. Acesta este primul șurub și al doilea șurub. Punem deoparte cele două șuruburi. Farul mai are încă un punct de prindere, mai puțin vizibil, în partea de jos și trebuie mișcat ușor cu ambele mâini și tras în direcția celuilalt far. Prinderea se poate vedea în partea stângă a imaginii, între caroserie și rezervorul cu lichid de parbriz. Prin tragere și mișcări ușoare va ieși. După ce a ieșit capul bilă din clemele de prindere, farul se poate ridica. Acum voi scoate conectorul de curent electric, tot așa, prin mișcări ușoare, după care îndepărtez capacul de protecție din cauciuc, trăgând ușor din mai multe părți. Atenție la poziția în care se află pentru a-l monta la fel. După ce a ieșit, am scuturat mâna de praf și desfac cele două cleme care țin becul. Acesta este becul ars. Acum voi lua noul bec. Atenție că trebuie evitat să fie atins cu mâna, deci îl voi ține doar de partea metalică de bază. Becul are specificația H4, 12V, cu două faze, 60 și 55W, tip P43T, și îl voi introduce cu baza în jos, cu grijă să intre în locul cu formă specifică. După ce îl poziționez stabil, pun clemele de prindere la loc și urmează capacul de cauciuc. Atenție să fie pus în aceeași poziție în care a fost, adică cu suportul de prindere în sus și gaura de scurgere a condensului în jos. Apăsăm pe toate părțile pentru a ne asigura că este corect pus. Apoi conectăm ferm firul electric în aceeași poziție în care a fost. Punem farul la loc și prima dată introducem prinderea cu capul bilă în clemele din partea de jos, prin apăsare, și pentru asta dăm la o parte firele care ne încurcă. Dacă este bine introdus, farul va fi pe poziția corectă, pentru cele două șuruburi. Apoi băgăm cele două șuruburi. Nu trebuie strânse foarte tare. Așa se poate face schimbarea becului din farul față la Chevrolet Spark. Vă mulțumesc!